Preacucernice Părinte Protopop, preacucernici părinți, iubiți frați și surori, este tare greu uneori să faci echilibru între ceea ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu și dreptatea Lui, între ceea ce înseamnă mila lui Dumnezeu, pe de o parte, și iertarea, și nevoia de a clarifica lucrurile, nevoia de a vedea pedagogic unele situații și chiar de a accepta că se cere și o pedeapsă. Și zic lucrul acesta ca introducere pentru cuvântul de învățătură de astăzi, făcând apel și la o situație contemporană, dar de altfel situație care poate să fie asociată cu mai multe alte realități și atitudini ale vremurilor noastre vis-a-vis de ceea ce înseamnă credința noastră, Hristos, Biserica și Evanghelia în general. Și zic că această situație contemporană, poate unii dintre dumneavoastră ați și observat-o din mass media, din presă, se referă la o expoziție din București care se numește Art Safari și care se vede că trece anumite bariere în ceea ce privește, zic, nici mai mult, nici mai puțin decât buna cuvință, ca să nu mă refer că trece anumite bariere cu referire la respectul față de celălalt în ceea ce ține de credința lui. Și adevărat, este chiar revoltător uneori pentru noi cei care suntem martori la așa ceva. Și ca să vă exemplific, e vorba de o prezentare a unor opere de artă, să spunem, într-o notă postmodernă în care sunt luate în derâdere simbolurile noastre creștine. Și nu numai simbolurile noastre creștine, ci până la urmă însuși miezul credinței noastre, însuși Dumnezeul nostru care se pogoară pe pământ și se răstignește pentru noi. Și anume, e vorba de pildă de o răstignire în care cineva care seamănă foarte bine cu Domnul Hristos nu este în înfățișarea obișnuită cu coroana de spine răstignit, ci se atașează coarne. Sau Maica Domnului, sau cineva care seamănă foarte bine cu Maica Domnului, este însoțită de un veșmânt, să zicem, în varianta aceasta postmodernă, adică încălțată cu teneș și cu țigara în mână, iar chipul este schimonosit, în vreme ce multe alte făpturi, să le zicem așa, jumătate oameni, jumătate, eu știu, de altă natură, stând în jurul acestor imagini, acestor situații în care, ziceam, se folosesc simbolurile noastre cele mai evidente ale credinței sau însăși credința noastră, să zicem, într-o formă denaturată și chiar, ziceam, revoltătoare, ba chiar blasfemiatoare. Și atunci, în sensul acesta, și asociind și alte situații ale vremurilor noastre, pentru că cu puține vreme în urmă, vă aduceți aminte, a fost o situație similară în Franța, sau mai știu eu pe unde, prin țările nordice, în care credința noastră, ziceam, este batjocorită, sau se folosește o terminologie pe care noi am catalogat-o drept blasfemiatoare. Și acum revin la gândul pe care l-am avut la început. E tare greu uneori să știi să cumpănești. Până unde e vorba de mila lui Dumnezeu și dragostea Lui și de unde începe dreptatea Lui? Până unde e vorba de iertare și unde începe nevoia de a îndrepta niște lucruri și de a avea atitudini? E, de ce această introducere, bineînțeles, ziceam, și contextualizată, sau ce legătură să aibă cu Duminica de astăzi? Vom evidenția că legătura dintre cele două realități este evidentă în sensul în care Duminica de astăzi face introducere în ceea ce am numit crucea și taina ei, pentru că pe 14 septembrie, zilele următoare, este sărbătoarea crucii, nu-i așa? Și cum se obișnuiește în calendarul nostru liturgic,
Sărbătorile importante sunt precedate de o duminică care pregătește acest moment și apoi este urmată sau sunt urmate și de o duminică care concluzionează o perioadă de prăznuire. De aceea duminica de astăzi se numește înainte de Înălțarea Sfintei Cruci, iar duminica viitoare se va numi duminica după Înălțarea Sfintei Cruci. Și ziceam, ce legătură să fie? Sau punem această întrebare. Ce legătură să fie între ceea ce vă spuneam și Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o? Îmi veți da dreptate că în fața unor asemenea imagini, în fața unor asemenea situații, se adună foarte multă furie și revoltă chiar pentru cineva care își asumă credința, pentru cineva care își iubește biserica, pentru cineva care are Evanghelia de valoare supremă în viață. Pentru că, în general, îți mai poți permite să faci anumite ironii la adresa anumitor situații, însă există totuși niște limite în care batjocura se transformă, ziceam, în blasfemie și e ceva foarte grav în plan social, dar cu atât mai mult în plan religios. Dar pe lângă această furie, pe lângă această sau dincolo de această furie și nemulțumire, mai înțelegem ceva. Că este foarte mult venit. Foarte multă răutate. Foarte mult venit, foarte multă răutate care se manifestă într-o atitudine ofensivă, într-o atitudine provocatoare, într-o atitudine pur răutăcioasă, însă învăluită sub chipul de data aceasta, sub chipul artei, în așa fel încât să nu se poate face apel direct la ceva împotriva unei astfel de situații, mai ales, vedeți cum se spune în general, vorbind, când cineva lua atitudine, se invocă imaginea unui Dumnezeu al dragostei. Zicând că dacă voi sunteți creștini și Dumnezeul vostru este al dragostei, n-aveți voie să vă răzbunați, n-aveți voie să vă faceți dreptate, n-aveți voie să vă comportați, să zicem, agresiv, violent, împotriva, fie și împotriva unor astfel de situații. Și e adevărat lucrul acesta. N-avem voie, ca și creștini, să ne comportăm agresiv față de cei care vin cu agresiune împotriva noastră. Dar acum, revenim la Evanghelia de astăzi și vom argumenta, pornind de la Evanghelia de astăzi, cred, o poziție echilibrată, o poziție care se poate suprapune și peste multe alte situații decât cea pe care v-am evocat-o acum. Și anume, la un moment dat, în cele câteva versete pe care le-am ascultat, se face referire la un moment din Vechiul Testament, din Cartea Numerilor, din capitolul 21. De fapt, Domnul este Cel care citează acel loc și îl interpretează în propriul său itinerariu care va urma, și anume crucea. Despre ce eveniment este vorba? Poporul Israel, vă aduceți aminte dumneavoastră că a ieșit sub conducerea lui Moise din robia egipteană, din Egipt. Și cu siguranță unii ați și fost și în Israel și în țara Egiptului și ați văzut câteva locuri din acest traseu pe care Moise împreună cu poporul a făcut înspre pământul Făgăduinței, zona Ierihonului de astăzi. Și la un moment dat, în pustie aflându-se, pentru că tot cârteau într-una, că i-a scos Moise din țara unde aveau ce mânca, că se vede că, din perspectiva aceasta, aveau un trai bun, deși erau slugi unor stăpâni și erau împilați, bineînțeles, cu munci pe care depășeau puterile lor și trăiau ca oameni neliberi, ca să zicem într-o singură expresie. Dar pentru că la un moment dat în pustiu duceau lipsă de mâncare, sau mai degrabă duceau lipsă de siguranță a zilei de mâine, pentru că Dumnezeu le dădea în fiecare zi ceea ce aveau nevoie. Dar ei își plănuiau pentru ceea ce va veni și se panicau. Și pentru acest motiv au început să cârtească. Că mai bine rămâneau în Egipt, chiar dacă erau robi acolo, că aveau ce mânca. Și uite, așa când în pustiu viața lor este într-o mare nesiguranță. Și atunci Dumnezeu a îngăduit ca să iasă din nimica, să iasă șerpi veninoși. Și șerpii veninoși aceia îi mușcau în tabără. Și cei care erau mușcați mureau. Pentru că ziceam, erau șerpi periculoși și erau mult venit. Și aici vreau să pun și acest accent, că am și zis în introducere, am pomenit despre venin, ură, răutate. Erau șerpi veninoși așadar care le provocau moartea. Și în un moment dat,
Au venit la Moise și au zis, fă ceva, că noi murim aici, ne-ai scos din Egipt și acum murim pe capete. Ce se întâmplă cu noi? Și atunci Dumnezeu i-a dat poruncă lui Moise să facă un șarpe de aramă după chipul șerpilor care îi mușcau, șerpilor vii care îi mușcau și mureau de pe urma mușcăturii, să le înalțe pe un toiag, pe dedelușorul cel mai înalt și acolo tot cel care va fi mușcat de șarpe, dacă va privi la șarpele de aramă, se va vindeca. Ceea ce s-a și întâmplat. A făcut Moise un șarpe de aramă, l-a înălțat și tot cel care era mușcat privind înspre șarpele de aramă se vindeca. Și bineînțeles, Domnul citează acest moment făcând referire la propria sa răstignire. Pentru că, ce înseamnă șarpele? În limbaj biblic, șarpele înseamnă blestem. Pentru că era chipul diavolului în rai, vă aduceți aminte. Chipul diavolului care l-a ispitit pe om și ispitându-l pe omul a mâncat din pomul oprit, pomul cunoștinței binelui și răului și a căzut. Și diavolul așadar este asociat blestemului și în consecință șarpele a cărui chip îl luase diavolul este considerat blestem. Și acum, Hristos El însuși se face blestem, adică se face șarpe, cu ghilimelele de rigoare, se urcă pe cruce ca să ne vindece pe noi de blestem. Precum atunci în Vechiul Testament, dacă șarpele era chipul blestemului, dar omul mușcat de șarpe, adică mușcat de blestem, mușcat de rău, de păcat, privea înspre acel șarpe de aramă, se vindeca, la fel în cazul răstignirii. Hristos s-a urcat pe cruce și s-a făcut blestem. Pentru că așa era vorba în vechime. Blestemat este tot cel spânzurat pe lemn. Adică tot cel răstignit. Răstignirea era chipul cele mai cumplite pedepse ale vremii și nu numai, și de cursul timpului. Așadar, El se face blestem, se face blestemul nostru, zicem, pentru ca noi să ne vindecăm privind la El, privind la cruce, să ne vindecăm de acest blestem. Și aici se stabilește ceea ce am numit astăzi, sau se vede ilustrat ceea ce am numit astăzi, vaccinul, principiul antidotului. Pentru că, vedeți, când e vorba de o boală, vaccinul înseamnă să primești parte din acel virus care reprezintă boala respectivă și virusul, adaptându-se în organism, el însuși să lupte apoi împotriva virusului din afară și să nu se mai întâmple boala. Vedeți? Blestemul te vindecă de blestem. Sau cel care se face blestemat ne vindecă pe noi de blestemul legii. Și acum, ce legătură are ceea ce spuneam cu această descriere? Am pomenit cuvântul venin. Și de aici, șerpi veninoși. Și de aici mergem la cruce și zicem, care este veninul în cazul crucii? Veninul este toată ura lumii adunată într-un loc și într-un timp. Ură de dinainte și ură de după, toate la un loc. Împotriva cui? Împotriva lui Hristos. Împotriva lui Hristos, cel care se răstignește de bunăvoie pe cruce. Și ce face Hristos? Și cum se apropie de acest venin? Cum se apropie de această ură cronică adunată la un loc, ziceam, dincolo de vremuri și dincolo de geografie? Și cum se apropie Hristos de ea? O așează la picioarele crucii, toată ura la un loc, tot veninul acolo și se urcă pe cruce în așa fel încât să vindece. Să vindece toată ura și răutatea. Și să ne arate care este calea. Și tot în Evanghelie ne spune că Hristos n-a venit să judece lumea, ci a venit să mântuiască lumea. N-a venit să judece, cel puțin nu acum. Și ce înseamnă răstignirea Lui? Înseamnă, de fapt, cea mai intensă formă de judecată, dar înseamnă cea mai intensă formă de dragoste. Pentru că El cum învinge răul? Cum învinge ura? Cum învinge veninul? Făcându-se El dragoste, arătându-se El răstignit pentru întreaga lume și așezând la picioarele crucii, ziceam, toată răutatea omenească, în așa fel încât să rămână deasupra dragostea, cea care învinge răul. El n-a venit să judece lumea, zice Domnul prin cuvintele sale, ci a venit să mântuiască lumea. Să ne gândim că există două venire ale Domnului în această lume. Este venirea în trup, atunci când Domnul a trăit pe pământ 33 de ani și s-a răstignit și a primit moarte pe cruce și va mai exista o venire, cea pe care noi o numim a doua venire.
Ei, la prima venire, Hristos n-a venit ca și judecător, a venit ca și mântuitor. Și de aceea El se așează pe cruce. Ia toată ura lumii asupra sa, tot păcatul lumii asupra sa, ca să vindece lumea și să mântuiască lumea. Și la sfârșit ce zice? Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Însă va veni un al doilea moment, ziceam, cea de-a doua venire, în care El însuși ne spune că va fi o judecată. Va fi o judecată pe care i-a dat-o Dumnezeu Tatăl Fiului Omului, adică Domnul Iisus Hristos, Cel care a fost om ca și noi. Că așa ne spune Evanghelistul, că toată judecată a fost dată Fiului Omului. Pentru că, zic, El a trăit ca și noi, pentru că El a suferit ca și noi și pentru că El a vrut să-L mântuiască pe om. Până la ultimul om, așa zice Domnul în momentele de dinainte de moartea sa, pe niciunul n-am pierdut în afară de Fiul pierzării. M-am străduit până la sfârșit să iubesc, nepierzând pe niciunul decât mai pe Fiul pierzării. Cine este Fiul pierzării? Cel care refuză și va refuza până la capăt să se întoarcă la Domnul și să-i ceară iertare. Cel care se va încremeni, cel care se va învârtoșa așa de tare încât nici măcar în momentul morții nu-i va cere iertare lui Dumnezeu pentru răutatea lui, pentru veninul lui, pentru furia pe care a arătat-o în comportamentul său față de Domnul și dragostea lui. Și tocmai aici este taina și lucrarea lui Dumnezeu. Că pe cât de multă dragoste a lui Dumnezeu, cei care nu pot să o primească, în loc să o trăiască și să beneficieze de ea, ei cresc direct proporțional în nemulțumire, în furie, în veninul pe care îl au. Pentru că așa se întâmplă și în viața obișnuită. Cine nu este obișnuit cu dragostea, și zicem cu dragostea în general, dar cu atât mai mult de cu dragostea lui Dumnezeu, în momentul în care va primi dragoste de la celălalt, neputând să o trăiască el însuși și să se bucure de ea, va crește în furie, va crește în răutate, va crește în manifestările agresive. Și tocmai de aceea, judecata cea mai aspră, ziceam, cu ghilimelele de rigoare, este exprimarea dragostei și zicem mai ales dragostei lui Dumnezeu, care se vede în formă maximală în taina crucii. Și fac și această paranteză. Cu siguranță nu există dragoste mai mare în această lume decât ca cineva să-și vadă copilul răstignit. Cineva să-și dea fiul să moară. Că spunem așa că dragostea mare este să-ți dai viața pentru cineva. Însă credem că și în termeni omenești vorbind, cea mai mare dovadă a dragostei sau cea mai grea formă a dragostei, într-un fel, este să-ți vezi copilul răstignit. Dumnezeu Tatăl, am auzit în Evanghelia de astăzi, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe unicul său fiu ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și a dat fiul să fie răstignit. Zic, este dovada cea mai mare a dragostei. Și aceasta este judecata cea mai aspră pe care Dumnezeu o face cu noi, omul. Că ne arată că ne iubește atât de mult pe cât de mare este furia și supărarea noastră față de El. Și acum vine partea aceasta practică. Care este lecția pe care noi o învățăm din taina crucii vis-a-vis de comportamentele noastre? Și zicem, mai ales în situațiile acestea grele și foarte grele, ca de cea pe care am pomenit-o adineau. Domnul Hristos, învățăm de la El, El denunță răul. A vedea răul în jurul tău și a nu spune că este rău, este un rău și mai mare sau răul maxim. În Evanghelie învățăm că nu avem voie să-L ascundem răul, când vine vorba mai ales de planul acesta social și planul religios, să-I spunem pe nume și să-L arătăm. Dar în același timp, Domnul ne învață în cruce că pentru a învinge răul, nu putem să folosim aceleași arme ca cele pe care le folosește răul. Adică, dacă cineva vine spre tine cu sabia, nu poți să scoți sabia pentru că i-a zis lui Petru la un moment dat, Petre, cine scoate sabie, de sabie va muri. Dacă mergem cu aceleași mijloace ca cele folosite de cei care sunt agresivi, ofensivi și agresivi vis-a-vis de noi, dacă folosim aceleași mijloace, cădem în aceeași capcană și zicem, nu respectăm metodologia crucii. Metodologia crucii înseamnă să-I acoperim cu dragostea lui Dumnezeu, care,
denunță răul, îl arată așa cum este, dar în același timp arată înspre cruce. Asta este varianta. Varianta pentru noi, uitându-ne la Domnul, că în momentul în care Domnul putea El însuși să se răzbune, nu s-a răzbunat, vă aduceți aminte de provocare, dacă ești tu, cine zici că ești, coboară-te de pe cruce, spune-le celor care sunt alături de tine să vină să te salveze. N-a apelat la așa ceva, iar în același timp a zis, Doamne, iartă-le că nu știu ce fac. Dar în același timp, și le arătăm și celor care agresiv se apropie de credința noastră, că și pentru ei există una și o singură soluție. Tot așa, să privească înspre cruce. Pentru că ne aducem aminte. Oricâtă ticăloșie ar fi, dacă privim înspre cruce, există iertare. Și știm asta din momentul răstignirii. Erau doi tâlhari acolo, doi oameni agresivi și răi în proximitatea crucii. Unul s-a uitat cu drag înspre Domnul, celălalt s-a uitat cu aceeași aroganță, cu aceeași împietrire cu care a fost toată viața lui. Unul a fost mântuit și a devenit cetățean al Raiului, celălalt a rămas în răutatea lui. Aici este fiul pierzării. Dar și cei care sunt agresivi și cei care se luptă împotriva lui Hristos și împotriva credinței noastre, zic, au tot o singură variantă. Și le arătăm și noi crucea, le arătăm pe Hristos, pentru că pocăința există pentru oricine, pentru că pocăința este șansa vieții noastre. Hristos a venit pentru cei care au nevoie de iertare. N-a venit pentru cei drepți, ci a venit pentru cei păcătoși. Și îngăduiți-mi acum, în partea finală a cuvântului, să fac o asociere a tot ceea ce am spus până acum cu ceea ce înseamnă ziua de astăzi pentru comunitatea de aici, din Huedin, și zicem pentru locul acesta special pentru eparhia noastră. Pentru că în 10 septembrie 1940, protopopul Aurel Munteanu, ctitorul acestei catedrale a morților, așa cum o știți dumneavoastră, a fost ucis mișelește. Au fost uciși mișelește mărturisind credința în Hristos. Și știm cum s-a întâmplat. Mergea înspre spitalul din Huedin, unde trebuia să săvârșească o slujba mormântării, și cei cu care trăise o viață aici, chiar fiind de alt neam și de altă credință, pur și simplu, l-au ucis asemeni celor care l-au ucis pe Domnul. De aceea, martirii se aseamănă cel mai bine cu Domnul, tocmai pentru că primesc același tratament, primesc aceeași moarte martirică. Se asemănă atunci protopopul Aurel Munteanu cu ceea ce prorocul Isaia zicea oarecând cu referire la Domnul. Și vă rog să citiți când mergeți acasă capitolul 53 din cartea prorocului Isaia și veți vedea la ce mă refer. Adică se referea atunci profetic Isaia la toată suferința Domnului și toate agresiunile și violențele întregii lumi, deodată așezate în fața crucii și îndreptate înspre Domnul Cel care venise nu să judece lumea, ci ca să mântuiască lumea. Și protopopul Aurel Munteanu, la fel ca și Domnul, a murit în maximă singurătate. Pentru că, fiind luat de acolo, a fost, așa cum știți, dus la marginea orașului, a fost înmormântat în grabă, la fel cum a fost înmormântat și Domnul, și nu după rânduiala cuvenită, de-abia după timp, așa cum știți, după timp au reușit cei care l-au prețuit să-l înmormânteze, cât să zicem, cât se poate creștinește în cimitirul de aici, din Huedin, dar tot așa, în număr redus și aproape pe ascuns, creștinii care doreau să-i mulțumească și să-și ceară iertare pentru lipsa de curaj, poate, sau pentru lipsa de bună îndrăznire evanghelică de a fi fost lângă dânsul, stăteau pe la marginea cimitirului nefiindu-le permis să participe la această minimă, scurtă celebrare de mormântare, ziceam, încercând să se repare câtuși de puțin ceea ce s-a făcut atunci în 10 septembrie, când a fost ucis mișelește. Și apoi, din darul lui Dumnezeu, înțelegem și ne bucurăm că și-a regăsit cel puțin odihna trupească aici, în proximitatea catedralei dumneavoastră, catedralei noastre a moților din Huedin. Înțelegem așadar că există o legătură strânsă între atitudinea Domnului pe cruce și atitudinea protopopului martir Aurel Munteanu, în sensul acesta, cum ne apropiem de cruce și cum ne apropiem mai ales de cei care
se constituie în oameni agresivi și violenți vis-a-vis de cei care vor să-i urmeze. Și adăugăm și lucrul acesta. Zice Domnul ucenicilor și ne spune și nouă, și apoi sigur îi spune și protopopului Aurel Munteanu, că dacă pe mine m-au urât, și pe voi vă vor urâ. Și într-un fel înțelegem și ceea ce ne spune Sfântul Apostol Pavel în Apostolul de astăzi, că zice acolo, port în trupul meu semnele crucii. Și mai mult decât atâta, să nu fie mie amălăudat, zice el, decât numai în crucea Domnului, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Adică lumea aceasta creștină se află în stare de jertfă tot timpul, în stare de suferință, tocmai pentru că stăpânul ei, pentru că capul bisericii a trăit toată această realitate, toată această durere. Și voi încheia cu un scurt fragment, câteva cuvinte care sunt așezate în gura protopopului Aurel Munteanu, în biografia pe care noi o cunoaștem, vis-a-vis de atitudinea sa față de, ziceam, cei care l-au violetat, cei care i-au provocat moarte martirică în acea zi de septembrie, 10 septembrie 1940. Zice el, și cumva putem să considerăm și un testament pe care mi-l lasă în ziua de astăzi. Doamne al puterilor, fii cu noi, că afară de tine niciun alt ajutor într-un cazul nu avem. Tu știi, Doamne, că în vremea vieții mele, cu credință am slujit ție. Numele Tău l-am lăudat și l-am preamărit. Cuvântul, legea, porunca și adevărul Tău l-am învățat. Ție ți-am ridicat biserici. Crucea Ta am înălțat-o în inimile și ochii oilor Tale cele cuvântătoare și ele Te-au cunoscut pe Tine, că Tu ești păstorul cel milostiv. Primește aceste jertfe de suferințe ale mele. Este concluzia pe care aș vrea să o fac și cuvântului de învățătură. Gândindu-ne cu recunoștință și cu evlavie la cel care a fost protopopul martir Aurel Munteanu, credem că Dumnezeu i-a primit aceste jertfe de suferință în Împărăția Sa și că l-a așezat în ceata mucenicilor. Iar noi avem această datorie sfântă de a nu uita ceea ce El a reprezentat și ceea ce El a făcut pentru acest protopopiat, pentru biserica noastră în general, și cinstindu-i memoria, să ne folosim de exemplul Său, în așa fel încât să știm și noi, să trăim frumos, aevia și concret în viața noastră, Evanghelia Domnului Hristos. Doamne, iartă-ne, spunea El, iartă-ne și pe noi, și pe cei care ne prigonesc, că nu știu și nu știm ce facem. Amin.